Despre bătrâni. Ce păcat că oamenii nu puteau fi puși în sticluțe, cum erau puse parfumurile. Îndeosebi oamenii bătrâni, fiindcă de ei mi-a fost cel mai greu să mă despart atunci când am plecat de acasă. Mi-ar fi plăcut să iau o sticluță de Mamaia Tudora cu mine, o sticluță de Moș Ion Corcilă, una de Tataie Gheorghe și alta de Moș Ion Milea. Asta pentru că n-aveam prea mult loc în valiză. Alminteri aș fi luat sticluțe cu toți bătrânii din sat, până și cu domnul învățător Bălțatu, care avea cea mai grea palmă din școală. N-aș fi crezut să mi se facă vreodată dor de ea, dar s-a întâmplat. După numai câțiva ani, nu însă atât de mult cât mi-era dor de Mamaia Tudora și de Tataie Gheorghe. Dorul de ei mă durea și nu puteam să merg la niciun doctor să-i spun ce am. Ar fi început să râdă de mine, zicându-mi că n-are cum, că adică dorul nu este ceva care să doară. Poate că nu în cazul tuturor oamenilor. Eu simt însă durerea aceea și acum. Ce simplu ar fi fost să pot turna 2-3 picături din sticluță și să văd răsărindu-mi în față poteca pe care mergea Mamaia la biserică și urmele picioarelor ei desculțe înflorind în țărână. Să pun toate aceste urme într-o glastră și să le ud odată la câteva zile, cu lacrimi, ca să rămână proaspete mereu. Cu toate că orbise, ah, ce bine vedea Mamaia când se uita la sufletul oamenilor. Mă foloseam uneori și eu de orbirea ei, când priveam spre cer, după îngeri. Cu ochii mei nu-i vedeam niciodată, dar cu ochii orbi ai Mamaiei, da. Nu m-aș fi mirat ca din sticluța de Tataie Gheorghe să țâșnească afară nechezatul unor cai, după care scârțâitul unui car, poate chiar scârțâitul carului mare, deoarece lui Tataie îi cam plăcea să umble cu caii pe cer, apoi să se facă primăvară, alta decât cea din calendar, să se reverse dinăuntru sticluței o primăvară de altă dată, când oamenii aveau totul, neavând nimic. N-am văzut nici când oameni mai bogați ca atunci. Tataia Gheorghe cu câmpul verde în față, cu caii înhămați la căruță și cu cerul albastru deasupra, era unul dintre ei. Mie mi-a lăsat toate aceste bogății. Cum să nu mă doară dorul de el? Și cum să-mi fie rușine atunci când îmi vine să plâng de durere? Dintr-o picătură de Moș Ion Corcilă ar fi crescut muntele de povești pe care îl urcam în fiecare dimineață de vară, sprijinindu-mă pe vorbele lui. Iar din sticluța de Moș Ion Milea aș fi vărsat tot o picătură cât să umple dealurile și grădinile de pomi înfloriți, căci asta era marea sa pricepere pe lume, înfloritul pomilor, întâmplându-se nu odată să înflorească în același timp și el, cu toate că era un pom bătrân. Toate aceste lucruri s-au pierdut, pentru că s-au pierdut toți acești bătrâni. Să-i fi putut păstra în sticluțele de care ziceam, lumea ar fi rămas cum a fost și am fi rămas și noi cum eram. Așa ne-am trezit, fără să înțelegem de ce, că trebuie să le luăm locul. Și iată-ne acum pe noi, bătrâni. Ștefan Mitroi, Despre bătrâni, 24 aprilie 2020.